Bună dimineața, internet, eu sunt Hoodie, iar astea sunt 5 jocuri de care dacă nu ai auzit, nu te poți numi un gamer. Ah, the joy of a new voyage far across the Sea of Thieves. Just you, the wide open world and... oh, but it's not just... Ok, primul joc de pe lista noastră este Sea of Thieves, făcut de Rare și folosește Unreal Engine. Încă nu este pe piață, dar o să apară în 2018. Nu degeaba am ales jocul ăsta, dacă vă uitați foarte bine la trailer și vă recomand, vedeți că e în descriere. Jocul are foarte, foarte multe mecanici pe care nu le-am întâlnit de foarte mult timp sau sunt absolut noi nouțe. În primul rând, ca metodă de transport rapidă, de pe vas până pe insulă poți să te tragi pe tine cu tunul, ceea ce mi se pare genial. Dacă vă uitați bine la scenele de fighting, o să vedeți că bara de HP nu e interpretată într-un fel foarte strict. E acolo numai ca să-ți spună campion de HP-ul tău, nu se spune fix, știi? E ceva de genul, bă, acum e cam momentul să fugi, că-s mulți în fața ta și HP-ul tău e la jumate. Run, motherfucker! Asta mi s-a părut o problemă foarte mare în foarte multe jocuri, pentru că ai un HP foarte fix, nu știu, așa, într-un astfel de joc, mai ales că e multiplayer, dacă n-ai HP-ul atât de fix și ceva mai flexibil și poți să-l încarci destul de ușor, o să ajungi mai repede în scenarii ceva mai ciudate și un decision making un pic mai interesant. O decizie foarte șmecheră din partea Real Studios. Aparent, jocul o să fie multiplayer și îmi place felul în care a fost construit, adică are atât de mult potențial de a folosi foarte multe lucruri, chiar dacă sunt OP, uite, mă refer la navă cu care poți să trage scheleții care sunt pe mal, dar are atât de mult potențial să exploateze anumite mecanici pentru a ajunge în niște situații super, super dubioase. Grafica seamănă puțin cu ce am mai văzut până acum în Astroneer sau Scrap Mechanic, dar sincer nu mă deranjează. Foarte șmecher că e multiplayer și cred că o să fie și massive multiplayer deocamdată. Trailerul de la E3 ne-a arătat doar 3 oameni, dar sper că o să fie servere foarte mari pentru bătălii în jocul ăsta între nave, ar fi genial. Toată ideea de scavenging și a aduna resurse, n-am văzut niciun sistem de upgrade sau sistem de inventory până acum, dar jocul încă e foarte, foarte nou și nu cred că o să scoată la data stabilită. Pun pare eu că o să întârzi câteva luni și mai bine să întârzi decât să o scoată un astfel de gem de joc neterminat. Bun, jocul numărul 2 de pe această listă, cred că jocul de care ești cel mai excited personal. Dacă ați jucat Mountain Blade Warband sau Viking Conquest, știți că urmează Bannerlord. Cred că am jucat Warband și Viking Conquest de atât de multe ori și atât de mult timp, că chestiile pe care le arată următorul trailer despre următorul Mountain Blade o să fie absolut geniale. By the way, este efectiv Mountain Blade 2. Ca să vă dați seama cam cât de mult a așteptat comunitatea gamingului pentru încă un joc de la compania asta mică, Mountain Blade 1 a fost lansat pe 16 septembrie 2008 în Statele Unite și pe 19 septembrie în Europa. Ca să explic foarte repede celor care nu știu cum să joacă jocul ăsta, începi ca un țăran prost care nu știi să facă absolut nimica, știi numai să te bați. Poți să începi să te bați, să iei armuri, să începi să-ți modifici arme, să aduni cu tine niște oameni, cu oamenii aia te duci și, nu știu, omori niște Sea Raiders sau niște hoți sau niște dezertori sau ceva. Și începi să faci bine pentru o facțiune, nu știu, mie tot timpul îmi plăcea să mă duc de Kingdom of Norths, plăcea să fii viking. Și după ce îți mai aduni ceva armată, mai faci acolo, răzi niște bănuți, vezi că două facțiuni acolo începi să bate, te duci tu și ajut pe aia de la Kingdom of Norths. Te bagi, te pui bine cu ei și aia te mai ajută și pe tine și poate îți dau un castel și poate devii șmecher și lord. Și dacă devii lord, după aia poți să ții nevastă și dacă ții nevastă și tot și ea nordică și e fată cu sânge albastru, după aia poți să devii un lord ca lumea cu un castel și alea și după aia până la urmă poți să devii rege. Dar asta durează extraordinar de mult, jocul ăla a fost făcut idiot de greu și... mi-a plăcut fiecare secundă pe care am pierdut-o. Bun, acum hai să ne întoarcem la Bannerlord. Bun, Bannerlord-ul o să aibă bătălii mult, mult mai mari. Ceea ce a lipsit de Mountain Blade 1 a fost posibilitatea de a-ți modela felul în care trupele tale atacă și felul în care le pui înainte de fiecare luptă. Efectiv, strategia militară lipsea cam cu desăvârșire. Dacă puteai să faci asta cu moduri sau cu modpack-uri, era cumva foarte greoaie și vedeai că jocul nu-i făcut pentru așa ceva.
asta s-a rectificat în Mountain Blade 2, iar pe lângă asta o ajuns la un cu totul alt nivel de weapon customization. Gen, poți să faci o sabie de la lamă, gardă, mâner, hilt, gen, de la zero. Orice armă poate fi modificată, poți inclusiv să dai, să randomizezi felurile de arme pe care le iei. Asta mi se pare foarte interesant. Tipurile de componente de la arme le iei odată ce îți bați în amici și vezi ce item îți vin de la ei. Asta s-a întâmplat tot timpul în Mountain Blade. Ajungeai cu un inventar plin de arme de la inimi amici pe care trebuia să le vinzi mai repede. Niște feature-uri ceva mai ciudățele. Am văzut ceva ce seamănă un pic cu Witcher 3. O să fie în taverne joculețe de board games, efectiv, joculețe care se joacă la masă, pe care poți să pariezi să câștigi bani. O să păstreze mecanicile cu turneele. Jocul încă nu iese și încă o să mai aibă mult până iese, dar o să fie și multiplayer. Asta o lipsit cu de săvârșire de Mountain Blade 2. Nu cred că am să spun asta de vreo 5 ori până termin discursul ăsta, dar way, bătălii de până la 100 versus 100 de soldați cu playeri pe server, asta mi se pare genial. Deci bătăliile de Mountain Blade 1 nu mă mai săturam de ele, dar să fie și între player și să poți să-ți gândești felul în care îți pui armata și toată strategia din spate. O să ajung la un For Honor mult, mult mai șmecher. Următorul motherfucking joc de pe lista asta o să fie South Park The Fractured But Whole. Bineînțeles, un sequel la South Park The Stick of Truth. Ubisoft totuși continui seria de jocuri extraordinar de dubioase cu niște glume extraordinar de pornografice și o grămadă de easter egg-uri cu nebunia asta de joc. Deci dacă nu făceam clipul ăsta pe 2 zile, eu nici nu vedeam că a apărut deja un trailer pentru jocul ăsta. O să apară pe 17 octombrie, din câte știu, adică aproape peste o lună, și probabil o să păstreze toată mecanica cu o grupă care o să fie gen turn-based. Da, adică am văzut un trailer unde arată un nivel gen Flappy Bird cu un unicorn care zbeșește, pe care e călărit de o mamă peștișor, care e ajutat de un personaj pe care l-a lucrat fiul peștișor să-l ajute. Deci cineva a fumat iar. Ok, numărul 4 de pe minunata listă este Call of Duty World War 2. Ok, trebuie să recunosc că n-am jucat foarte multe dintre jocurile din seria Call of Duty publicate de Activision și pentru un motiv destul de simplu, de fiecare dată când încep, nu mai ajung să le termin. Pur și simplu, m-o plictisit. N-am mai văzut de foarte mult timp un shooter care să își plaseze acțiunea în al doilea război mondial. Cel puțin eu am crescut cu o grămadă de shootere despre al doilea război mondial din toate perspectivele posibile, germani, americani, bine, în special americani. Au fost 2 în care am jucat și eu cu germanii, dar ăsta pare să fie șmecher. Să fiu sincer, jocul arată destul de bine, în afara faptului că dacă vă uitați bine, sunt ceva americani care se infiltrează într-o bază, mă rog, în ceva oraș ocupat de germani, asta nu s-a întâmplat niciodată, deci istoricul nu o să aibă nicio legătură. O să fie ceva tren care e o furtăreață pe roți și cam asta o să fie obiectivul jocului, presupun că o să trebuiască să distrugi trenul ăla. Pe cât? Mi-a plăcut istoria celui de-a doilea război mondial și pe cât de bine o știu. Pot să iert chestia asta dacă gameplay-ul ajunge să fie destul de immersive cum era la celelalte jocuri foarte vechi pe care le-am jucat. Nu vorbesc neapărat de seria Call of Duty, gen Medal of Honor. Jocurile Medal of Honor, alea foarte vechi, alea primele, au fost absolut geniale. Dacă gameplay-ul e extraordinar de bun, dacă se apropie de Battlefield 1, de exemplu, care o adăugă, cu toate că nu au semănat deloc cu shooterile vechi, au adus foarte multe mecanici noi, jocul ăsta are potențial să fie foarte, foarte bun. Data de release-o e 3 noiembrie 2017. Faza e că deja scrie initial release date și am vaga impresie că deja e pus pe hold și nu avem o a doua dată de release. Asta nu e neapărat un lucru rău, dacă ei știu că jocul nu trebuie publicat în momentul ăsta, e bine să mai aștept un pic și să publici un joc ca lumea. O să fie destul de interesant, chiar mor de curiozitate ce o să întâmple cu jocul ăsta. Ok, și pentru ultimul joc din lista asta am ales ceva mai special și mult mai controversat. Jocul se cheamă World's Drift,
Totuși, jocul ăsta a fost numit Minecraft unei noi generații, a fost numit MMO-ul care e mai degrabă bazat pe explorare decât pe leveling up. Versele din el sunt extrem de interesante. Rock, paper, shotgun, o să risc, World's Adrift, made me believe in MMOs again. Asta e foarte, cumva, interesant. O primit foarte, foarte multe recomandări bune de la site-uri și reviste foarte mari, doar că review-urile pe Steam sunt mostly positive. Nu, nu așteptam la asta. Mă așteptam să fie very positive. Asta per total, iar ultim recent reviews are mixed. Asta e încep să-ți pun întrebări, știi? Ok, hai să vă explic un pic în ce constă jocul, dacă încă n-ați văzut un pic de gameplay, pentru că din câte știu, oamenii de la Bossa Studios au dat voie anumitor YouTuberi să cumpere jocul sau le-au dat jocul gratis ca să publice din ce în ce mai mult content cu jocul, ca să-și facă un pic de publicitate, ceea ce mi se părtă chestia neapărat rea. Faza e că ești un pirat într-o lume în semi-steampunk în care deci nu este apă, e doar aer. Trebuie să-ți construiești o navă, trebuie să minezi gen toate resursele pe care le iei din lume, le minerești cam ca în Minecraft. Nu e chiar la fel, e cumva asemănător, graficele și, gen, grafica și mecanicile sunt complet diferite. După care poți să te duci să cauți comori pe niște ruine care stau pe insule de la zburătoare foarte șmechere. Poți să-ți construiești o navă și să-ți iei o echipă cu tine și să faci aceeași treabă. Sau poți să te bagi la PvP. Ce-i foarte ciudat în momentul de față și motivul pentru care foarte multă lume o dat review-uri negative, cred că e faptul că și-o cam stratificat levelul pe care l-au playerii. Adică la început au dat voie numai anumiți players să joace, care au ajuns la un level foarte mare, după care când tot adaugi player și au levele din ce în ce mai mici, nu știu jocul la fel de bine, nu neapărat levele cât de mult știu jocul. Acum, foarte mulți oameni știu cum să duplicheze iteme și aparent bossa n-are nici o treabă cu chestia asta, îi lasă să duplicheze iteme cât vrea viața lor. Și pentru oameni care au ajuns la levelul maxim, asta nu e o chestie chiar atât de ok. După care ajungem în conceptul de baby seal clubbing. Un baby seal e un pui de foc, e pui ăla de foc care e foarte simpatic, știi? După ce ai ajuns la levelul maxim în jocul ăsta și poți să, bine, poți să duplichezi cam orice item vrei tu, singura chestie pe care mai ai de făcut e să îți construiești cea mai șmecheră navă pe care poți, adică cât te duci capul, și după aia să te duci să tragi în playerii noi, ceea ce cam ruinează toată experiența unui player nou și e foarte trist, pentru că jocul ăsta are foarte, foarte mult potențial. După ceva mai mult research, din câte am înțeles, foarte mulți oameni care au mai jucat MMO-uri relativ grindy până acum au fost destul de mulțumiți de jocul ăsta, pentru că aparent există niște upgrade-uri care sunt foarte, foarte greu de luat. Deci nu e neapărat un lucru rău, pentru că nu e atât ușor să ajungi la level maxim. Doar că deja sunt foarte mulți playeri la level maxim, pentru că au intrat primii, fiindcă erau YouTuber și chestii. Foarte nașpe pentru alți oameni care au jucat jocuri co-op, e că nu există nicio parte a jocului PvE, gen cum era în Sea of Thieves, de exemplu. Aici, World's Adrift are o mare problemă în faptul că tot PvP-ul se întâmplă între player și cam tot PvP-ul se întâmplă lângă spawn. Dacă spawn-urile ar fi la distanță mai mari și ar fi gen pe toată lumea și ar fi și niște, nu știu, ghost ships sau ceva în care toți playeri ar putea să dea pentru un oarecare reward, păi cred că jocul ăsta s-ar schimba într-un fel mult mai fain. Acum nu pot să-mi exprim opinia, gen, take my advice with a grain of salt, fiindcă eu n-am jucat jocul ăsta și nici nu pot să joc momentan. Dar mi se pare că are un potențial să devină un joc care pe care nu l-am văzut niciodată, adică nu seamănă cu nimic altceva. Mulțumesc tuturor care au ajuns tocmai în punctul ăsta atât de îndepărtat al clipului. Nu uitați să apăsați butonul ăla de like și să dați clipul ăsta pe la prieteni, pentru că ajută extraordinar de mult. Don't forget to leave your love down there in the comment section și ne vedem data viitoare. Sper că v-a plăcut clipul și sper că titlul nu a fost chiar atât de ofensiv. Astea sunt mai mult 5 jocuri de care toată lumea ar trebui să audă. Bye bye!